trebuie să fie țară corectă, vezi că Europa nu ne bagă în seamă. Noi am cheltuit o grămadă de bani acum cu referendumul ăsta pe care ne aflăm și noi aici și nu vor câștiga nimic și vor vine săraci peste un an, doi sau poate mai repede, nu mă avea niște lunga. Domnul președinte Băsescu, o să cadă tot în picioare ca un hopa mitică, așa cum a căzut întotdeauna. Vă asigur că aia 471 nu face cât Băsescu la un loc. Și aș vrea să fie ăștia 300, așa cum a zis Băsescu, să se respecte referendumul de rândul trecut. Componente ale Consiliului Național al Societății Civile. Nu mergeți să le votați referendumul celor 256 de parlamentari care vor să ascundă lovitura de stat sub votul democratic al românilor. La revedere! Ne vedem la Cotroceni!